m-a mânat dintotdeauna a fost dorința de a avea un impact social pozitiv. Voiam să rezolv probleme și îmi imaginam anumite soluții, dar nu știam cum aș putea să le rezolv, pentru că păreau că țin de o zonă inaccesibilă, zona asta de guvernamentală. De momentul în care am găsit partenerul potrivit, dar și cauza, respectiv proiectul care să mă motiveze suficient. Eram la stadiu de prototip și la stadiu în care aveam niște dovezi inițiale că ideea poate fi utilă. Păi noi eram la stadiu de idee și de echipă și de parteneriat. Este un proiect născut aproape 100% sub mâna acestui program de accelerare. Eram deja în stadiul de revenue, aveam venituri lunare recurente, un produs funcțional cu clienți. Acceleratorul n-a fost doar o pistă de lansare și un premiu pe care l-am primit, ci a fost efectiv un program în care, sincer, partea financiară a fost ultimul lucru ca și importanță. E greu de ales un anumit ingredient, dar dacă e să mă gândesc la primul, aș spune că oamenii. Practic, ne-a scos destul de mult din cutie această experiență. Ne-a pus mintea la contribuții și a ieșit ceva mult mai bun. Innovators for Children ne-a ajutat la a ne redefini piața. Astfel de programe de accelerare a unei idei, a unui startup, sunt esențiale și este un mare noroc în momentul în care te poți alinea într-un astfel de program.